La începutul slujbei de înviere, proclamăm solemn: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Plecând de la această afirmație, pastorala de Paști din acest an am intitulat-o Bucuria se naște din rugăciune. S-a meditat mult asupra bucuriei. Și în general bucuriile sunt împărțite în trei. Le iau în ordine crescândă. Sunt bucuriile păcatului, apoi bucuriile curate și cele mai de sus, bucuriile sfinte. Bucuriile păcatului țin puțin, până să epuizează păcatul sau patima respectivă. Putem da și exemple. Se simte bine omul care este dependent de alcool câtă vreme euforia alcoolului este în minte. Dar după aceea rămâne amărăciune și sănătate zdruncinată. Putem continua cu toate patimile. Omul care se droghează, câtă vreme este sub influența drogurilor, se simte bine, dar apoi sănătatea lui este distrusă. Și putem continua cu toate patimile în sensul acesta. Deci cele mai de jos bucurii sunt bucuriile păcatului, care țin puțin, țin până se epuizează păcatul. O a doua categorie de bucurii sunt bucuriile curate. Bucuria omului care s-a realizat. Bucuria omului care își întemeiază un cămin frumos. Bucuria omului care are copii cu minți, care răzbește în viață. Această bucurie ține mult mai mult decât bucuria păcatului. Ține cât o viață de om. Dar nici bucuriile curate nu trec cu noi dincolo de ușa mormântului. Urmează însă cele mai înalte bucurii, bucuriile sfinte, care se declanșează pe pământ. Însă ele nu ne părăsesc nici după ce trecem în eternitate, merg cu noi. Ei, o asemenea bucurie este proclamată solemn la Paști. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Afirmăm că bucuriile aceste sfinte sunt legate de rugăciune. Sfântul Apostol Pavel, în prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 17, ne zice: bucurați-vă pururea și rugați-vă neîncetat. Cu alte cuvinte, sursa bucuriei sfinte este rugăciunea. Constatăm, cu durere constatăm, că omul vremurilor noastre se roagă puțin. Ar trebui ca măcar 10 minute dimineața, 10 minute seara să ne rugăm lui Dumnezeu în casa noastră, iar duminica să participăm la cea mai importantă rugăciune, la liturghie. Ori am zis că omul contemporan nouă, nu știu dacă se mai roagă acasă, unii se mai roagă. Iar la biserică, la liturghie,
participă doar 1% dintre creștini. Se pare că la noi, în Transilvania, cam 20% dintre creștini. Așadar, acum, cu prilejul Paștilor, aducându-ne aminte de această realitate, îi îndemnăm pe credincioșii noștri să se roage și dimineața și seara în casa lor și duminica să participe la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Bucuriile sunt puține în vremurile noastre. Am vrea să fie multe, multe de tot. Și ele sunt legate de rugăciune, dar nu numai. Bucuriile sunt legate și de o stare de spirit. În celebrările de la Înviere, Sfântul Ioan Damaschinul face această subliniere. Cum că bucuria femeilor mironosițe, a femeilor purtătoare de mir, a fost atât de puternică, pentru că ea, bucuria, era legată de învierea Domnului Hristos. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în Evanghelia sa, în capitolul 28, ne spune că atunci când în zorii zilei de duminică femeile mironosițe au mers la mormântul Domnului Hristos și au găsit piatra răsturnată de pe mormânt și un înger care le-a spus că Domnul Hristos nu mai e acolo, a înviat. Ele au ieșit grăbite din grădina mormântului și cine le-a întâmpinat la ușă? Însuși Domnul Iisus Hristos, care le-a spus: bucurați-vă! De fapt, El este sursa absolută a bucuriilor noastre. Domnul Iisus Hristos. Și am zis că sunt legate bucuriile de rugăciune, dar sunt legate de practica noastră creștină. Sunt legate de Domnul nostru Iisus Hristos. Referitor la faptul că aceste bucurii sunt și greu de exprimat în cuvinte, găsim afirmații și în celebrările de la slujba învierii. Referitor la femeile mironosite, îngerul le-a grăit: bucurați-vă! Ele s-au bucurat cu bucurie mare, foarte, și s-au grăbit să meargă să le spună apostolilor că a înviat Domnul din mormânt. Mai mult, în ziua învierii, doi dintre ucenici, Luca și Cleopa, mergeau înspre Emaus, pe drum, s-au întâlnit cu un necunoscut, în ghilimele, care a intrat în vorbă cu ei. Și a întrebat: de ce sunteți triști? Iar ei au răspuns: doar tu singur ești străin în Ierusalim. Nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea, cum că pe Domnul nostru l-au condamnat la moarte, l-au răstignit și iată, este a treia zi și l-a zis că va învia. Au sosit lângă Emaus, străinul se făcea că merge mai departe și i-au zis: rămâi cu noi, rămâi cu noi. Și a rămas cu ei. Au stat la masă, a luat în mână pâinea, a săvârșit Sfânta Liturghie și li s-au deschis ochii. Era Hristos cel înviat din morți. Și a dispărut dintr-o dată. Tot duminica învierii, seara, Domnul Iisus Hristos s-a arătat celor 11 apostoli. Toma nu era de față, s-a arătat și le-a zis: pace vouă,
precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține ținute vor fi. Mare bucurie! Și apoi Sfântul Apostol Pavel, în epistola 1 către Corinteni, în capitolul 15, referindu-se tot la această bucurie, spune că, referitor la bucuria aceasta, au adus mărturie femeile mironosițe. Au adus mărturie apostolii. Dar sunt peste 500 de frați, zice Sfântul Pavel, dintre care mulți trăiesc până astăzi, iar unii au adormit. Care l-au întâlnit? Pe Hristos cel înviat din morți. Bucuria pascală nu poate fi comparată cu nici o altă bucurie. E drept că pe pământ sunt și motive de întristare, de necaz, de suferință. Am putea pomeni multe, dar o suferință grozavă acum, care o vedem cu toții, este cea pe care o provoacă războiul creștinilor din Ucraina. Și ne rugăm Tatălui Celui Ceresc să aducă pacea. Cât de bună este pacea! Și în atmosfera păcii putem gusta și bucuriile. Acum, referitor la bucuria de la Paști, am zis că s-au rostit mulți. Dar pentru noi este foarte cunoscută poezia lui George Coșbuc, intitulată tocmai așa, La Paști. Și cât e de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale și doi de se întâlnesc în cale, își spun Hristos a înviat și râde atâta sărbătoare pe chipul lor cel ars de soare. Dacă vrem, ca noi și cei dragi ai noștri să fie covârșiți de bucurie, să le ajutăm și lor, să ne ajutăm și nouă, să ne apropiem de Hristos cel înviat din morți, sursa bucuriei absolute. Și am zis că atunci când începem celebrarea slujbei învierii, spunem aceste cuvinte. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Tuturor creștinilor noștri, indiferent de ce confesiune sunt, tuturor oamenilor din Clujul nostru, din eparhia noastră, din Transilvania noastră și, de ce nu, din țara noastră și din toată lumea, acum cu prilejul acestei sărbători, cea mai mare sărbătoare, sărbătoarea sărbătorilor, le dorim bucurii depline, desăvârșite și le spunem cu toată convingerea, Hristos a înviat.